Jeder kann mal mit, ja? Mach bei, sehr. Was hast du denn schon bekommen? Nein, ich habe es nicht. Also, ich habe es nicht bekommen, ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen. 12 seconds later. De la tine... Vlogger sau daily vlogger? Băi, asta vreau să-mi spui tu care e diferența. Între vlogger și daily vlogger? Da. Vrei să zic acum? Cum percep eu? Vloggerul clasic, gen smentă, de doza de hash, până la urmă și sunt, chiar dacă sunt entertaineri, sunt tot vloggeri. Ei au totul frumos planificat, e un script, au o zi în care s-a obișnuit audiența vinerea, marțea sau cum s-a obișnuit iar audiența care este clipul. Deci ei sunt săptămânali și dacă sunt de două ori pe săptămână vine un extra ceva. Deci vloggerul filmează zi de zi și filmează viața, nu e nimic regizat, poate ușor regizat în cazul unor, ai văzut că scadrele alea când își pun camera, vin ei și cum iar el își mai pune bicicleta. Dar în rest totul este natural, tot ce se întâmplă acolo, n-are pic de regie. E un reality show, cum erau show-urile alea despre Kardashians, despre, da. Reality TV sau... Cam asta e diferența, ei au un script în spate, ăștia la alții nu. Noi chiar documentăm aproape tot ce se întâmplă zilnic, chiar seara sau a doua zi. Dar cum ți-a venit ideea asta? Adică cum ai decis tu că vrei să documentezi zilnic ce faci? Mă, sincer să fiu, eu cochetam de foarte mult timp cu ideea asta, bă, trebuie să fac și eu video. Mulți mă împingeau, zicea, bă, fă și tu video, fă video. Și până la urmă am zis, ok, hai să-mi găsesc formatul. Am căutat, mai întâi am încercat să fac stilul ăla lui Doza de Hash, cu virale, cu glumițe, cum și ce. Poezia ți-a ieșit bine, aia, versurile ți-a ieșit bine. Dar stai că am făcut două, au fost două. Ambele ți-a ieșit bine. Mulțumesc, da. Eu nu sunt mulțumit, dar, mă rog. Surprinzător au fost câțiva oameni mișto care au zis că au ieșit bine, dar, mă rog. Deci am cochetat chestia asta. Nu mă prinde chestia aia, eu nu sunt cum e, de exemplu, Doza de Hashish, cum apare în fața camerei. Hei, salut, prieten! Internațiune, vești istorice de peste ocean. Pam, pam, energia aia acolo într-o cameră, doar tu cu... într-o cameră cu o cameră, știi? Nu pot. Am zis, bă, trebuie să fac ceva diferit. Diferența nu e foarte mare. Și-a venit ideea cu rimele, hai să-l fac în rime. A ieșit, n-am fost mulțumit și am zis, bă, nu-i bine. Și mai eram eu într-o zi cu Ariel, că m-am fost în Prin Neamț la un moment dat cu Toma și cu Gașca și era și Ariel și da, vorbeam de video și la un moment dat zice, bă, hai mă să ne vedem într-o zi, să ne gândim ce am putea face. Și m-am văzut cu Ariel, cu Adrian Angel și am stat așa la o bere, am vorbit și până la urmă zis, bă, hai să facem ceva daily, știi, și începem să vorbim de chestii în astea. Care erau șanse? Și am zis, bă, trebuie să o facem, trebuie să facem așa, că uite, ne prinde chestia asta. Și am început eu să le dau argumente. Bă, uite, noi avem o viață activă, suntem bloggeri, ne cheamă ăștia pe la evenimente. Dacă nu ne ducem la evenimente, ne ducem pe banii noștri undeva, pentru că noi suntem tot timpul, căutăm o chestie interesantă despre care să vorbim, să povestim. Trăiți, da, exact, știi? Și am zis, bă, cred că se potrivește daily vlog-ul de minune pe noi. Și atunci am unul pe care am zis, bă, hai să facem fiecare, un clip în fiecare. Deci ați decis că aveți viața perfectă pentru daily vlog. Da, o viață aproape, apropiată de viața lui Casey Neistat. I got a Learjet. Știi? Care la fel făcea foarte multe lucruri. Doamne, mi se pare insuportabil băiatul ăla, adică nu reușesc să conectez cu el, adică. Asta e faza cu vloggeri care au succes în general. Toți au chestia lor care ori îl iubești, ori îl urăști. Nu există cale de mijloc. Aaa, că e și ăla. Nu există cale de mijloc. Ori zile să-i dai un pumn în gură, ori zici, frate, îl iubesc pe omul ăsta, e genial. Exact așa sunt toți. Așa e și Mikey H, așa e și Zmenta, așa sunt toți. Știi? Anemarie, știi? Păi Anemarie e la fix amilor. Bă, nu-mi place, moldovean, caie, nu știu cum, nu știu cum. Bă, uite cât de simpatică ești, știi? Exact așa sunt oameni. Cred că și ești cu succes în general. Cred că orice om care are succes împarte lumea în două. Hai să dăm o tură să vorbim despre blogging, să vedem dacă e aici. Fără, nu știu. Știi cum făceam mărere descoperă că vedeam că mă dea un giratoriu, dădeam de două giratori, orice giratoriu făceam de două ori. A, ce da, e asta. E normal, că dacă aveați combustibil. Aha, da, pe bine. Îți permiteai să-l faci de două ori. Mă gândeam, chiar mă gândeam, cum are arătarea descoperă România în epoca vloggingului.
Deci asta, cu drone, cu oameni care tot ce văd vorbesc și arată live. Bestial și... Cu live-ul ăsta de la Facebook are retro. Da, e ta... Voi cu redescoperi, eu n-am fost redescoperi. Voi ați fost stresanți pentru restul audienței. Toată lumea era, de-aia au apărut și hateri cu colegii și alea, știi? Pentru că era o gașcă de oameni care se plimba peste tot, se simțeau super bine și documentau chestia asta. Și ei stau acasă și erau, unde pana mea mai sunt ăștia? Cred că acum, dacă ar fi cu video, cred că ar fi de 10 ori mai mulți hateri. Îți dai seama, o bubuială de conținut video și așa acum. Că eu fac video, m-am apucat de la începutul anului și fac mega serios. Cel puțin în bula asta noastră blogosferică online, știi, că pe lângă noi, suntem noi și mai sunt ăștia de pe lângă care fac de mai mult timp chestia asta daily vlog, adică eu, Bogdan Precope. Cred că aștept ziua asta de anul trecut. Ia Adrian Pov, ai cât mai mulți care au și mai mulți subscriberi decât mine, de exemplu. Ei au o altă audiență, eu am în special o audiență din bula noastră. Deși, na, mai oricum cumva o calitate a comunității puțin mai mare, mai bună. De când m-am apucat la începutul anului, au început să apară mult mai mulți. Adică s-a apucat. Mi se pare că e explozie acum. Adică da, cel puțin în jurul meu, nu știu dacă... Da, bine, o explozie. Adică s-au apucat foarte mult după... Nu că mă bat cu pumnii, dar chiar după ce m-am apucat eu cu Ariel și Adrian Angel, au început și mulți de aici. A început și Panduțu, a început și Costin, a început și Negrea mai nou, Ciubotaru, Bobby Voicu, adică au explodat toți, da? E, ideea e că se creează atât de mult conținut video acum, încât există riscul ca audiența noastră să fie, dar mai lăsați-ne în pana mea, mai dați-ne și poze, știi? Pentru că nu au timp să ne consume pe toți. Da, hai să ne ducem la motivație. De ce fac oamenii chestia asta? De ce au început să facă vlog și de ce ai început tu să faci vlog? N-am idee de ce s-au apucat ei să facă vlog. Eu știu de ce m-am apucat să fac vlog. În primul rând pentru că voiam să măresc comunitatea și pentru că și să o fidelizez. Pentru că doar prin video poți să faci chestia asta atât de intens. Adică mai sunt... sau prin scris, dacă scrie al dracu de bine, cum scrie Eftimie, de exemplu. A, da, da, da. Eu nu pot să scriu ca Eftimie, frate. Eftimie nu, s-a născut cu o a treia mână, aia care scrie, probabil, știi? Și eu am zis, băi, ce am eu spre deosebire de alții? Am o oarecare carismă. Mulți mi-au zis asta, Groparu, care a făcut un film, mi-a zis asta, că am o carismă. Și am zis, bă, trebuie să o exploatez pe video. Și video, pentru mine, este locomotiva Mariciu, care îmi trage după ea, îmi trage blogul, conturile de pe Instagram, Facebook, tot. Adică tot a crescut, Instagram, Facebook, followers, fani, de la 3000 cât aveam acum, am aproape 7000, adică nu sunt cifre foarte mari, dar în contextul în care eu eram blogger și băteam pasul pe loc, adică creșteam cu 100 pe lună, acum am început să cresc de, nu știu, de 7-8 ori mai mult. Dar vezi că sunt două mari, să spunem, zone. E zona în care te apuci de vlogging de la început și aia începi să faci. Și alta în care folosești vlogging-ul ca extensie. Uh-huh. Adică ăsta este cumva un moment în care bloggerii s-au apucat de vlogging. Da. Adică este un moment de oportunism, nu? În zona asta, în a găsi ceva fără la tine. Fără a neglija blogul, fără a neglija cealaltă... E, asta e întrebarea. Te lași de blog? Absolut. E cea mai mare greșeală să zici numai, gata, fac numai asta. După aia o să fim doar 10 demenți care se filmează cu camera în mână pe stradă și la sfârșitul zilei își spamează prietenii cu un clip. Trebuie să fii mai mult de atât, trebuie să fii ca în publicitate, trebuie să fii 360 dacă se poate. Știi? Trebuie să fac și o activare BTL pe stradă sau ceva genul. Bun, toată povestea asta are o rațiune economică, în ce fel funcționează economic toată industria asta a vloggingului? Și după aceea să o legăm și de blogging. Adică... E foarte simplu, de la începutul anului am făcut o prezentare pentru, mă rog, am fost la Connect Hub și la încă o conferință. Chiar am făcut așa frumos un PPT în care spuneam brandurile cu care am colaborat în 2016 pe blog. Și era așa o listă frumoasă de branduri cunoscute. Și pe aia lista cu care am colaborat pe vlogging. Și 75% din alea am făcut și pe vlogging ceva. Pentru că acum nu mai vând un pachet, nu mai vând doar blog, Facebook, Instagram sau ce mai cer. Zic, bă, hai să facem și video. Și nu le cer foarte mult, hai să facem și un video, pentru că e altfel. Și am făcut ce am făcut pe Mercedes-Benz când am făcut rime, a fost super mișto clipul ăla. Așa ceva totuși cu tot special. Uh-huh. Adică, cumva... Care e avantajul vlogului față de blog pentru clienți, pentru branduri? Ce le dai în plus? Ce simt ei că primesc? Păi, în primul rând, este o asociere, știu că sună ciudat asta, dar până la urmă, noi bloggeri încet încet devenim o imagine, da? Suntem o imagine. E o asociere directă, față, cuvinte, glas, tot, știi? Cu brand-ul și poți să te exprimi altfel pe video. Poți să o reprinde, repet, sunt unii care pot în scris să
transmită mult mai mult decât transmită pe video, dar eu nu pot să transmit atât de mult în scris și video pentru mine acum este încă un mod de a mă, de a transmite ce am de, știi? Te-am pus pe gânduri, Mogor, te-am pus pe gânduri. Tu câți followeri ai acum? Followeri pe ce? Pe canal. Subscriber pe YouTube. Subscriber pe YouTube, da. 4125, da, cine-i numai? 4000 în cât timp i-ai strâns? Păi am început la începutul anului cu vreo 500, nu, mai puțin, 250 sau ceva de genul. 250. Și tot organic, n-am făcut ad-uri, n-am făcut nimic. Pur și simplu s-a strâns acolo o comunitate. Uite, mă uit la Panduțu, care el s-a apucat, nu știu, de 4-5 luni, ceva de genul, și a crescut, aproape are 3000 de subscriberi. A crescut foarte repede, mă aștept să mă și depășească. Desigur, el are foarte multe oportunități, se duce, care la Dreams, Smiley, toate vlogurile lui sunt o vedetă, pana mea, normal să atragă. Și joacă și mult pe clickbait, așa. Dar eu nu vreau, tocmai asta, sincer, nu știu dacă să o zic pe asta pe video, dar o tai tu. Eu de câte ori văd, aștept să o opresc și pe asta, ca să zic unul. Pentru un prieten al meu care se apucă de vlog, ce ar trebui, ce sfaturi îi da? Să nu ia razna cu echipamentul, gen să nu înceapă să bage foarte mulți bani în echipament. O chestie de asta e suficientă, e 1900 de lei la F64. Să nu dea 40 de milioane pe o sculă de aia de care are Mugor pe bord. Eu m-am apucat să învăț să editez în Adobe Premiere Pro pentru că m-am gândit că să învăț modular. Adică nu m-am aruncat într-un program mai ușor de învățat, am aruncat direct într-unul mai mare pe care pe aia pot să-l extind să învăț să fac chestii mai complicate. N-am învățat să fac chestii mai complicate, dar rămâne ideea că aș putea face chestii mai complicate pe viitor. Să-și pregătească nervii pentru că la început editarea o să-i mănânce foarte mult timp, cel puțin 4 ore pe episod. Eu acum din exercițiu după 290 ceva de episoade fac cam într-o oră. De exemplu, uite, ieri am avut un clip care, mă rog, am fost în team building și am avut foarte mult material, cu 15 giga, cu tot cu filmări din dronă și toate cele, și mi-a luat vreo 2 ore și jumătate. Dar, în mod normal, la început, dacă aș fi editat așa ceva, mi-ar fi luat cel puțin 10, cred. Deci, să aibă răbdare, se pregătească lumea, se uită foarte dubios la el pe stradă când se filmează cu camera. Prietenii n-o să înțeleagă, nimeni n-o să înțeleagă. Dar cu timpul o să obișnuiască toată lumea. Asta pentru daily vlogger care își urmărește viața. A, da. Adică care nu are ceva de spus. Gen mesaj scris și toate cele, da. Vreau să transmite ceva. Da. Aia și el îi spune că noi nu știu nimic de fapt. Uite, știi că eu mi-am făcut un format, cel puțin așa cât timp am avut să mă gândesc la unul și ce am simțit că, la ce am simțit că răspunde comunitatea mea, mi-am făcut un format destul de bine, nu știu, construit, să zic așa. Eu am componenta de descoperi locuri noi, gen terase, baruri. Aseară am fost și am mâncat niște paste excepționale în București. Adică oamenii se așteaptă la mine, bă, unde mănânc este, uite ce simpatic e. E un cățel încă mai e, așa, da? Încă mai e, exact. Deci oamenii se așteaptă la mine să găsească locuri mișto în București unde să mănânce, să bea și toate cele, și atunci când ies din oraș, locuri în afara orașului. Oamenii se mai așteaptă la mine să vadă activități noi, gen m-am dus, am făcut paddling, o să mă duc, mă sar cu parașuta. Vreau să fac tot felul de chestii diferite. Dar e super presiunea asta, nu? Să faci mereu lucruri diferite, să le dai... Da, este foarte... Deci asta încercam să explic și lui Răzvan Baciu când a scris articolul ăla că vlogging-ul e iluzie și că ne sacrificăm viața. Și este foarte greu să mănânci tot timpul în cele mai mișto locuri din oraș, să te duci să faci cele mai mișto activități. E un sacrificiu din... Nu aveți idee! Nu. Dar tu înțelegi punctul lui sau ai cât de cât o... Dacă rezonezi cu ce a zis? Rezonez, dar nu se potrivește adică la mine. Adică alea 4 ore pe care le editezi tu și unde stai și... Mă scuze, o oră. Frate, okay. O oră, dar o oră înainte o petreceam, o oră... Tocmai asta ar trebui să înțeleagă și el. Ora aia eu înainte o petreceam să scriu un articol mega documentat, mega... Și aveam 10 like-uri și 100 de vizualizări. Știi? Adică ora aia o pierdeam fie pe o chestie, pe un articol care n-avea succes, fie uitându-mă la foarte multe seriale. Eu nu aveam o viață înainte, eram o leperă. Stăteam în casă, mă uitam la seriale toată ziua, pierdeam timpul aiurea sau stăteam pe tot felul de grupuri de chat și vorbeam. Eu eram prezent peste tot, eram grupul pescarilor, grupul pasionaților de natură, grupul, adică eram peste tot și pierdeam mult timp. Era procrastinare la cel mai înalt nivel. Acum, cumva, vlogul ăsta m-a făcut să fiu mai eficient. Te-ai ordonat. Absolut. Aveam nevoie de disciplina asta.
Uite, mă, nu știe că am lucrat împreună la Leo, e un haos. Acum ați mai ordonat. Da, da, puteai să legi două idei una după alta. Da, uite, adică... uite, uite un avion, mă, ce calma, da, mă. Ce era mă, de HD. Acum am o hoi din îngândire și știu exact ce vreau să fac weekendul viitor, adică am fac planuri. Înainte n-aveam așa ceva. Știi, mă gândeam, așa făceam eu, că tot cu asta e, sunt bătrân. Și tot fac legătura cu viața mea la anii tăi. Nu, n-are nicio legătură. Deci nicio legătură. Era o plictiseală, cred. Adică... Da, da, așa e. Și mă uilaște de 20 de ani câte oportunități au și câte chestii fac. Și, na, se schimbă. Pana mea, Matei Psata are cât are? 25 de ani. Și unde e și câte chestii face și... Generațiile din spate parcă fac mai multe lucruri întotdeauna. Că asta ai vrut să punctez, că eu fac foarte multe lucruri pentru 30 de ani, nu? Așa. Adică, poate vrei să zic că invers și de fapt la un șic. O dată punctez că faci foarte multe lucruri, a doua dată punctez că habar n-am cum le faci. Adică nu mă... Nici eu nu știu, pur și simplu mă urc în Montana Rus și mă duc. De multe ori cam pe asta funcționez, de-aia când mi-ai zis, vrei să întâmi cu avionul, hai! Întrebarea pe care o pune Baciu este cât timp rezistați în Montana Rus ăsta? Păi, câtă te ține? Când crezi tu? Dacă la început, când m-am apucat, mă ținea o săptămână. Acum, pe măsură ce m-am antrenat, e ca la sală. Ridici mai mult, știu că nu se vede, dar pare că știu. Și te simți. Cu cât tragi mai mult de tine, ajungi să ridici cu mai multe greutăți. Adică, eu deja am o rezistență și, nu știu, ieri m-am întors din team building și, frate, mi-am găsit o oră pe autocar să meditez o oră din vlog. Păi am o să acasă, mai avut doar încă o oră și pam, am scăpat. Aia a fost. Adică găsești timp acolo unde înainte stăteai pe geam cu degetul nas și te gândeai la existența umană pe această planetă albastră și fieravă și faci ceva cu timpul ăla, nu-l mai pierzi aiurea. Fără nicio jignire vis-a-vis de unii care stau cu degetul nas și se gândesc la existența fără, fără cei care se uită la vlogul tău. Bă, la vlogul meu chiar găsesc chestii, știu că e destul nimic, dar găsesc chestii interesante. Uite, o chestie mai sensibilă. Cât mai e vlogul tău? Am văzut că Georgiana e din ce în ce mai mult parte a vlogului. O ai pe Sasha care îi prezentă, cumva e semnătură acolo, permanentă. Cât mai sunt eu din... Da, și cum a fost povestea? Evoluția asta? Cum ați ajuns în configurația asta? E foarte simplu. Ele erau o parte din viața mea oricum. Și când ajungi să faci chestia asta zilnic și cauți material, pur și simplu îți deschizi ușile și lași tot ce se întâmplă în jurul tău să fie acolo. Pentru că oricum ele erau în viața offline. Având în vedere că eu am zis că filmez viața offline și o duc după aia în online, era normal să se întâmple chestia asta. Adică ele nu au acaparat ele, ci de fapt vlogul meu au acaparat viața mea. Dacă înțelegi. Că eu ăsta petrec timp cu familia, muncă și cam asta e viața omului. E normal că la muncă nu vreau să filmez că-s lucruri confidențiale. Plus că ce fac eu acolo, până la urmă, însemna să ofer un know-how pe care dacă lumea vrea să știe social media, trebuie să vină să plătească, cum plătește și la negre. So, ce pot să arăt e partea fun și moca a vieții mele, să zicem. Și el este acolo pentru că sunt viața mea, sunt parte din viața mea, se întâmplă. Și dacă oamenii le cer, înseamnă că și le apreciază și foarte bună reacția și audienței. Da, da. Da, înseamnă că am făcut o alegere bună, să zic așa. Adică mi-am ales bine oamenii și câinii din viața mea. Ok. Hai să ne întoarcem puțin la branduri. Cum ar arăta un brief ideal pentru tine, pentru vlogul tău de la un brand? Dacă vin la tine și ar vrea o colaborare, ce ți-ai dori să faci cu ei? Păi sunt două variante. Sunt multe variante, de fapt. Eu cu cine am colaborat până acum și fără mișto, chiar am fost super fericit. La modul, sunt unii care zic, cum a fost Pepsi. Maricile, fieteni, vreau să ieși la Electric Castle. Te uiți, nu budget cu câștigătorii campaniei, știi, la Electric Castle, filmezi pe acolo, să faci de cap. Cool, super campanie, mi-a plăcut super mult. Am fost cu avionul, mi-au dat bilete la Electric Castle. Bă, m-au cazat într-un loc mișto, a fost super tare, am avut material. Adică mi-au oferit mie o experiență. 2. Urmează acum să fac o chestie cu un brand care a zis, îți dau suma X, tu trebuie să faci o petrecere. Trebuie să dai o petrecere. Eu îți dau banii, tu fă petrecere. Deci, varianta în care ei îmi oferă suport financiar, că eu să fac o nebunie. Tot o experiență până la urmă. Da. Pentru că pentru mine vlogul ăsta este mine și experiențele mele. Știu că sună la reclamă telecom, dar nu e.
E chiar despre experiențele mele. Și fie brandul mi-o oferă la pachet, uite cheia, have fun, fie brandul îmi zice, uite banul, găsește-ți experiența și have fun. Cam așa sună brief-ul, în perfect. Distrează-te. Asta înseamnă că tu te potrivești mai mult cu brandurile care promit experiențe. Promit sau... Adică care îți lasă libertatea să faci ce experiențe vrei tu. Pentru că eu acum trebuie să fac o petrecere. Și stau de vreo două zile și mă gândesc, mamă, vreau să o fac atât de tare și atât de, nu știu, gândire laterală, încât oamenii să zică, frate, viață în ce a făcut nebunul ăla, știi? Cum a fost, apropo de cel pe care îl copiez eu, Casey Neistat, când i-au dat cei de la Nike cașcavalul și el a zis, ce fug în jurul lumii decât să fac un spot. Și a făcut chestia asta, a ieșit super tare. Fix cumva pe principiul ăsta, Josef. E o provocare, că nu-s foarte mulți bani că suntem în România. Dar n-am niciun dubiu că o să iasă bestial.